sunt femei în politică și în politica USR care ne arată că lupta aceasta merită. Și poate asta va impulsiona și alte femei să intre în politică și alte femei să se implice efectiv în comunitățile lor. Calitatea de consilier local, femeie și tânără, vine cu foarte multe provocări, pentru că adesea nu ți se arată încredere în ceea ce reprezinți și vrei să faci și trebuie să demonstrezi și să te lupți foarte mult pentru ideile tale. Prin puținul pe care eu o să reușesc să-l fac, să aduc un plus și să fiu mulțumită la un moment dat de ceea ce am făcut pentru generația următoare. Cel puțin la mine în comunitate, oamenii au început să înțeleagă mult mai bine rolul femeii și să nu mai fim atât de marginalizate ca poate în alte comunități chiar rurale. Și în același timp, cred că pe lângă că ne trebuie mai multă implicare politică din partea oamenilor corecți, ne trebuie mai multă implicare și din partea tinerilor și a tinerelor femei din societatea românească. Vorbim din nou despre avort, deși România o țară în care a trecut prin tragedia interzicerii avorturilor și lucrul acesta e legat și de faptul că nu sunt suficiente femei în Parlament și forurile de decizie, guvern, consilii locale, primării, administrații locale și așa mai departe. Și credem că dacă ne punem forțele împreună ca să vorbim despre lucrurile astea, putem identifica soluții și putem să promovăm mai multe femei care se implice în politică, dar și să sprijinim colegele noastre care sunt deja în politică și au făcut acest pas. Suntem multe dintre noi mame și ne dorim un viitor mai bun pentru copiii noștri și atunci avem o motivație foarte puternică de a face această alegere și pentru că e nevoie de un soft power în politica românească. O comunitate de femei care se implică politic poate aduce un plus valoare în politica românească. Ne poate ajuta pe noi femeile să ne reprezentăm mai bine, să avem interese și nevoi exprimate la comun și să avem mai multă putere de muncă și de implicare.